14 ani de la plantarea Bisericii Buna Vestire, 14 ani de slujire și bucurii. Biserica a fost plantată la 11 ianuarie 2009 în Chișinău cu viziune și implicare activă în plantare de biserici pentru multe localități. Apostolul Ioan spunea că el nu are mai mare bucurie decât să vadă pe copiii lui că umblă în adevăr. Exact același lucru îl spun și eu la 14 ani a Bisericii Bunăvestirea, că nu am mai mare bucurie decât să-i văd pe sfinții din biserica aceasta, bărbați, femei, copii, adolescenți, că ei umblă în adevăr, iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, cercetează Cuvântul lui Dumnezeu, trăiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta se vede în relațiile lor de zi cu zi, se vede în osteneala pe care o au în Evanghelie, se vede așa frumos cum suntem o familie, cei care slujim aici local, cei care slujesc departe, misionari, familiile misionare, toți împreună, de vârste diferite, cei în vârstă, cei maturi, copii, adolescenți, toți slujesc frumos ca o singură familie. Asta mă bucură și așa mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să rămânem în adevăr, să iubim adevărul, să umblăm în adevăr. Cea mai mare bucurie la 14 anișori a Bisericii Buna Vestirea este că întreaga familie suntem bine. Deja avem și un nepot, suntem din altă perspectivă, privim lucrurile ca și bunei și privind la creșterea și credincioșia membrilor bisericii, vedem cum anul acesta și-au arătat recunoștința față de toată slujirea care am oferit ca și familie până acum și asta ne bucură pe noi, că biserica crește, crește spiritual, crește duhovnicesc, crește în familie, cresc copiii și în creșterea aceasta putem să cuprindem mai multe localități în care putem să ducem vestea Evangheliei. Când mă gândesc la Biserica Buna Vestire, sunt multe bucurii. Dar cred că cea mai mare bucurie care o am când mă gândesc la această biserică este felul cum fiecare membru și-a înțeles chemarea, a învățat Cuvântul lui Dumnezeu, îl aplică în viața lor și acum merg și învață pe alții. Când văd cum fiecare membru merge, face grupe, face misiuni, fie prin sport, fie prin limba engleză, fie prin grupe de casă de studiu biblic, asta este o bucurie nespus de mare pe care o avem când ne gândim la această biserică. Și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe fiecare, să-și folosească darul cu mare putere și să aducă un rod bogat pentru împărăția lui Dumnezeu. Cu recunoștință, membrii bisericii au mulțumit lui Dumnezeu pentru harul cu care au fost binecuvântați ca să poată prisosi în multe fapte bune. Mulțumesc Domnului pentru că aici îl găsesc pe El, găsesc dragostea Lui, văd puterea Lui nemărginită, văd că El este veșnic, că este viu, că este lucrător, că are oameni mereu potriviți, la timp potrivit. Și pentru că aici îmi revăd întreaga familie, copiii mei, nepoții mei, frați, surori, care mă cuprind, cu care mă rog, cu care cânt și asta este o binecuvântare. Mulțumim Domnului pentru că aici ne putem implica în slujire și avem parte de o binecuvântare în creștere spirituală de la învățători buni. Mulțumesc Domnului pentru că suntem o biserică foarte activă. Eu mulțumesc Domnului foarte mult pentru că aici în Biserica Buna Vestire eu îmi găsesc creșterea mea spirituală. Aici eu pot să-mi folosesc darurile mele spirituale pentru vestirea Evangheliei și este locul de motivație unde eu pot, oamenii mă împing pe mine ca să pot să vestesc Cuvântul Domnului. Mulțumesc Domnului pentru că aici în Biserica Buna Vestire am harul să am relații frumoase cu frații, cu surorile și de asemenea mulțumesc mult că pot să slujesc cu darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în Biserica Buna Vestire noi toți suntem uniți ca și o familie și ne ajutăm în nevoie. Mulțumesc Domnului pentru că aici am putut studia Biblia împreună cu prietenii și cu profesorii. Biserica Buna Vestire desfășoară serviciile divine în Chișinău, centru, pe strada Vasile Alexandrii 131, precum și în multe localități din țară, prin lucrări de evangelizare și ucenicie cu scop de plantare de biserici. Și asta e lucru care tare vreau să-l înțelegeți azi despre recunoștință, mulțumire. Starea asta de mulțumire, ea pornește de la minte.
Și ea, din minte, pentru că am starea asta de mulțumire în minte, ea nu rămâne aici. Chiar dacă rămâne aici, înseamnă că e un embrion încă, ea nu crește, nu-i crescut. Ea, starea asta din minte, ea numai decât se va exprima în cuvinte și numai decât se va exprima în fapte corespunzătoare. Ea va genera cuvinte, ea va produce, va naște cuvinte și ea va produce fapte. Fapte potrivit cu starea asta care o am în inimă.